exemplu, ne întâlnim cu prietena noastră Yasmina Hill, pe care o știți, este căsătorită cu Brad Hill. Brad Hill este cel care administrează Statuia Libertății, are tot ceea ce înseamnă în jurul statuii, ceea ce înseamnă comerț și lucrurile foarte utile, iar Yasmina este aici în fața dumneavoastră, îi spunem și la mulți ani, o pupăm și pe ea și pe cei mici. Mulțumesc! Pentru că are niște dinozauri mici acasă, absolut senzațional, că așa le plac lor dinozaurii. La mulți ani, la mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult și pentru invitație. Yasmina a împlinit vârsta lui Hristos, nu-i frumos să spun asta, dar pentru mine a fost mai de-a dreptul surprinzător, pentru că nu mi-am dat seama cât de tânără poți să fii. Mulțumesc frumos, băi, ce compliment frumos. Bun, ce ai făcut de ziua ta? Înțeleg că ai fost în Japonia, de unde a început nebunia? Am citit un titlu, cum Brad Dita mai omul a fost atacat. Ce s-a întâmplat? Am plecat în Japonia pentru 9 nopți. Am stat vreo 5 în Tokyo, 2 în Kyoto și 2 în Osaka. Și între cele două orașe, Kyoto și Osaka, este un loc unde poți să vezi căprioare, e foarte faimos, Nara, poți să le hrănești, poți să le mângâi, e și un templu superb. Dar nu știam că vor fi mai agresive puțin căprioarele. Dar eu am scăpat de data asta. Brad a fost mușcat destul de bine din foarte multe părți. Eu am citit că a fost mușcat, am înțeles că a fost mușcat chiar de niște părți moi, ca să zic așa. Adică ca să arăt așa, ca să se înțeleagă, perversă maimuța, ce să zic. De câteva ori chiar a fost mușcat, odată bine de tot. Ba chiar i-a rămas și semn. Nici maimuțele nu mai sunt. Dar eu m-am distrat. Nici maimuțele nu mai sunt ce au fost. Știam că mușcă și ele de anumite membre, dar să treacă direct așa ceva. Da, dar a fost ok pentru că am învățat de la el să nu le hrănesc, așa că eu m-am retras. Deși la un moment dat era să mă duc, când am văzut că mușcă și alte persoane, am zis, ai, ok, nu vreau să repet experiența care am avut-o în Thailanda când am ajuns la spital, după ce m-a zgâriat o măimuță. Stai o secundă. Bun, am înțeles. Pe de altă parte, da. Mușcătura a fost profundă, a trebuit să se trateze, răni, chestii? Nu, a fost superficială și a fost ok. Și alții erau mușcați, deci n-a fost singurul, dar el a fost mai sensibil. A durut? Așa spune el, că l-a durut foarte tare. Zic, cum că și alta, o fată de 12 ani a fost mușcată și nu plângea. Da, el e mai sensibil, puțin e ok. Știi, acum ca să facem o glumă deplasată, cum a fost în Japonia, drăguț? M-a durut fundul de la mușcătura aia, dar n-am mai putut. Da. Da. A fost foarte frumos. Pe de altă parte, glumesc pentru că pe Yasmina și pe Brad îi știu și dintr-o ipostază privată unde am avut onoarea să fiu prezent, ocazie cu care am văzut că au o familie foarte frumoasă, o relație absolut superbă, copii frumoși și foarte mulți prieteni foarte, foarte simpatici. Am fost la Timișoara. Mulțumim mult! Și sunt absolut grozav. Bun, ce mai bun, ce cadou ai primit totuși în afară de excursia în Japonia? Ți-ai cumpărat ceva acolo? Ai văzut ceva foarte tare? Cum e? Am văzut tot ce se putea vedea, într-un mod foarte luxos și elegant. Și în același timp am fost și la cumpărături în Japonia, am făcut multe cumpărături și am primit și un cadou înainte de a pleca în Japonia. Deci am fost foarte, foarte răsfățată. Am voie să întreb ce ai primit? Niște bijuterii și o geantă. Băi, știi când spui așa, niște bijuterii și o geantă, poate să fie bine sau senzațional. Deci pe o greu... Eu zic că e foarte bine. Foarte bine. Nu senzațional, dar foarte bine, da? Tot timpul este loc pentru mai mult. Aia, pentru o femeie întotdeauna este loc pentru mai mult, apropo de bijuterii și de genți. Aici știm și este foarte bine. Dar sunt convins că Brad a avut grijă să te simți răsfățată. Foarte frumos, deci cadeul a venit. Foarte frumos. În rest, Japonia, alte peripeții sau numai cu maimuța? Numai cu maimuța, în rest totul a fost foarte bine. Vrem să ne întoarcem, poate în câțiva ani, când mai cresc și copiii, că nu mai vreau să plec fără ei așa de mult timp. Dar e prea greu cu fusul orar, sunt 13 ore diferență și ne-a trebuit câteva zile să ne adaptăm. Așa că dacă mergem cu copiii, vom merge perioada mai lungă, când mai cresc, nu acum. În rest, cred că a fost cea mai frumoasă vacanță care am avut-o, în afară de Maldive, care e numărul 1 forever în inima mea, Japonia e numărul 2. Foarte frumos, bravo, bravo. Văd fotografii cu tine erai bucuroasă, se vede, e foarte bine. Ce mai fac cei doi cavaleri?
Bine, acum am plecat la școală cu dădaca și de aia este așa de liniște în casă. Sunt bine, sunt foarte agitați, foarte răzdrăvani și foarte iubitori. Așa ceva, atât de mult mi-au lipsit când am venit acasă, am sărit sus și jos ca un copil nebun când i-am văzut, n-am mai putut de dorul lor. Și sunt foarte drăgăstoși. Tot timpul îmi spune cel mare, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Ce bine îți stă părul azi. Aia e. E super. Cred că super, cu doi băieți. O să cucerească toate fetele care cuvintele la el de mic, ceea ce este foarte... Le are, da? Da? Nu că nu ar fi mami o femeie frumoasă și pentru orice copil mami este cea mai frumoasă. Asta este... Corect, corect. Este foarte bine. Foarte frumos, corect. Văd că ai avut niște ținute de școlăriță, așa, când te-a văzut Brad, așa, școlăriță, ce? La ce s-a gândit el? Uite, cu codițe, așa... Păi, acolo în Japonia foarte multe femei se îmbracă așa, deși au peste 20 și ceva de ani, 30, este un pop culture. Și mi-a plăcut foarte mult că le-am văzut peste tot. Am zis, wow, care-i faza? Și am zis, hai să-mi cumpăr și eu un outfit de ăsta. Și când am văzut Brad, a fost foarte încântat. Și el a vrut să-mi facă foarte multe poze. Am înțeles. Ce te gândești? Norocos! M-am gândit eu că și... Dar până la urmă, cred că a fost bine, nu? A fost bine. Asta este lucrul cel mai important. Bravo! Ce urmează? Mai veniți prin România? Când vă mai vedem? Urmează vacanță în Paris pentru câteva zile împreună cu copiii și părinții mei. Pe urmă venim în România pe la finalul lunii iunie și stăm cam o lună jumate. Eu voi sta o lună jumate, el va sta puțin. Începem cu București. Vrem să stăm 2 săptămâni în București. Ne e foarte dor de capitală. Păi dacă veniți la București, cred că ne vedem, da? Ne vizităm, uite, vă aștept aici. Mi-ar face mare plăcere. Uite aici, canapeaua, ai pregătit. Uite, vă aștept. Da? E foarte bine. Pupați pe simpaticul dinozaur. Că atunci era o temă cu dinozaur la botez. A fost absolut senzațional. Un botez tematic absolut mortal și cu niște băieți care au cântat în Serbia, bubuială total a fost acolo. Deci sorea lumea ca la nebuni. Așa a fost, ne place nouă, bubuială. La mulți ani, Iasmina, te pupăm, vă așteptăm pe toți cu drag la București, să fiți sănătoși, să fiți iubiți, să fiți cuminți și... Asemenea. Așa este, că și pe noi ne știm formulă completă și exact. Tot ce vă doriți să... Așa, acum zim, unde este? Aici ești în casa aceea care este foarte aproape de centru, la Washington? Acum sunt în Manhattan și sunt în apartamentul al doilea pe care l-am deschis, dar încă nu este gata, lipsește foarte multă mobilă, dar încet, încet am început să ne extindem. E foarte slow cu muncitorii aici, dar e ok. Mergem înspre progres. Foarte bine. Deci ați unit două apartamente sau cum ați făcut? Da. Am unit două apartamente. Unul care are vedere pe Broadway și unul care are vedere în spate. Atunci este un întreg... Senzațional. Frumos. Da, păi, e frumos. Brad este un om de succes, de aceea unirea a două apartamente în Manhattan nu este la îndemâna oricui, corect? Corect, nu este ușor. Da. Dar aici nu suntem la un etaj foarte înalt, suntem la etajul 6. Cu cât mergi mai sus, cu atât mai greu devine. E adevărat. Dar e ok. Bravo. Okay. Mulțumim, Iasmina, pupă-l pe Brad, pupă-l. Mulțumesc și eu foarte mult. Vă așteptăm. Și noi vă pupăm pe voi foarte mult. Mulțumesc. Și o rugăminte către maimuțele din Japonia. Dom'le, uitați-vă și voi pe cine mușcați. Uitați-vă la om mai întâi. Nu luați chiar așa. E om de treabă. Vă rog frumos, terminați cu provocările astea, da? Mulțumim. Nu, mi-a plăcut. E ok. Înseamnă că a avut acordul doamnei și atunci... Deci, ai înțeles, Adriane? Maimuța e orientată în Japonia. Dar înțelege, simte, e paranormală. Telepatic acționează. Mulțumim foarte mult. A fost, mulțumesc, Iasmina, Ion. Toate cele bune. Haideți să vedem ce titluri avem astăzi. După aceea o să vină frumoșii noștri sărbătoriți și aflăm și ce mâncăm astăzi. Hai să vedem.